Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem. Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Pe piața unică a Uniunii Europene, persoanele, mărfurile, serviciile și banii pot circula liber, la fel ca pe teritoriul unei singure țări, fără obstacole precum frontierele interne și barierele naționale care existau în trecut. Despre capriciile și avantajele pieței europene vom discuta astăzi cu Petru Ionel, director NIS Agroinform, producător agricol. Bună ziua! Bună ziua! Cu Ion Boroș, șef adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. Bună ziua și bine ați venit în studioul Albasat. Bună ziua. Emisiunea de astăzi este realizată în format duplex și în studioul de la Chișinău se află Eugen Ghelețchi, expert în politici economice la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Bine ați venit! Europenii poartă cizme și pantofi produse în Nisporeni. Cum ajunge încălțămintea din Nisporeni în țări precum Germania, Italia, România și Franța, veți afla din următorul subiect. Nisporenenii îi încalță cu pantofi scumpi din piele pe italieni, români, nemți și pe francezi. Una dintre cele mai mari fabrici de încălțăminte din Moldova se află în orașul Nisporeni. Compania, înființată în anul 2007 de o familie de italieni, are în prezent 600 de angajați și produce anual peste 800.000 de perechi de încălțăminte pentru bărbați și femei, exclusiv din piele naturală. Am ajuns la o productivitate destul de bună și continuăm să angajăm dacă este lumea care vine, cine caută. Încălțămintea este exportată în țări precum Germania, Italia, România și Franța. Prețul unei perechi de încălțăminte pornește de la 400 de lei și poate ajunge la peste 1000. Oamenii care muncesc aici spun că le place jobul și vin cu plăcere în fiecare zi. Cresc de 7 ani, sunt mulțumită, îmi place salariul, tot e bun, până când suntem mulțumite. În 7 ani merge. Dacă n-am schimbat lucrul în 7 ani, cred că îmi place. Am 5 ani de zile de că lucrez și până când sunt mulțumită de lucru. Primim salariu, ajungem la 3.000 salariu. Contribuția fabricii de încălțăminte din Nisporeni la bugetul de stat a fost anul trecut de 6,5 milioane lei, dintre care 2,6 milioane au constituit alocările pentru bugetul local. Salariul angajaților este de la 3 până la 5.000 de lei. Iată, ați văzut cum încălțămintea produsă în Nisporeni ajunge în multe țări din Europa. Cum apreciați aceste realizări? Domnule Ionel. Deci vreau să vă zic că este o experiență foarte bună, o experiență prin care au trecut majoritatea statelor care au aderat la Uniunea Europeană și aceasta a avut loc, adică o migrație, statele de la vest spre est. Spre exemplu, este exemplul Poloniei, exemplul României, exemplul altor țări care au fost în vecinătate, nefiind încă membri a Uniunii Europene, fiind în vecinătate cu comunitatea europeană, deci au beneficiat de acest beneficiu. În primul rând, vreau să zic că pentru statele care se află în curs de dezvoltare, care se află de a fi candidate membri a Comunității Europene, este o necesitate, deoarece în primul rând au o economie slab dezvoltată, nu au tehnologii avansate și de aceea antreprenorii din Comunitatea Europeană, din țările vecine, deci beneficiază de acest lucru, folosind forța de muncă ieftină. Și vreau să vă spun exemplu la Bihor SRL, la compania care a privit secvențele, ea a fost amplasată în vestul României, vecină cu Ungaria, și deci SRL Bihori provine de la localitatea Bihori, care pe urmă, adică beneficiind de faptul, acolo deja forța de muncă a stat mai scumpă, mai costisitoare și au fost nevoiți ca să își schimbi activitatea, să o aducă la noi în Nisporeni. La Nisporeni și au creat foarte multe lucruri de muncă. Au creat foarte multe de lucruri. Pentru oamenii care muncesc acolo este un beneficiu extraordinar mare. Este un adaus la veniturile pentru familiile lor, deoarece
erau fără lucru, nu aveau cu ce achita lumina, serviciile în genere nu erau și... Deci ei se bucur. Eu chiar atunci când văd, când vin dimineața, când pleacă seara, câștigă și compania de transport care oferă servicii de transport a populației în satele din raionul Nisporeni, câștigă și mulți cetățeni. Din fiecare localitate lucrează în jur la 30-40 de persoane la SRL Bihore. Deci vă zic, beneficiază de forță de muncă ieftină, însă pentru cetățeni este convenabil. Sigur că condițiile în care ei activează, în care ei lucrează, nu sunt atât de bune. S-au auzit foarte multe cazuri că pielea aceasta care are un miros urât, care nu este prea convenabil, adică sănătății femeilor îndeosebi care lucrează acolo, dar este o necesitate, este o situație de moment. Și dacă vrem, adică pentru viitorul Republicii Moldova este o experiență, deoarece ne învățăm la noi acasă cum să creăm, adică tehnologie avansată, utilaj performant, deoarece calitatea depinde în mare măsură de aceste chestiuni, utilaj. Domnule Boroș, dumneavoastră, cum apreciați aceste realizări? Este un export de capital, probabil, în Republica Moldova, fiindcă este și normal. Capitalul, vreau să zic, nu este întotdeauna într-un singur loc și venirea acestei întreprinderi, adică inaugurarea acestei întreprinderi la Nisporeni, este un lucru foarte, cum a spus colegul meu, foarte bun, atât pentru locuitorii raionului, adică pentru brațele de muncă, adică pentru oamenii care și-au găsit un loc de muncă. Dar vreau să mă opresc și la alte chestiuni. Probabil eu vreau să mă opresc la calitatea acestei producții. Dumneavoastră ați vorbit cu faptul că ea se vinde în multe țări din Europa. Înseamnă că aici vreau să se pune accentul pentru calitatea producției produse. Încălțămintea aceasta făcută, fie că e vorba de bărbați sau pentru femei, este făcută la standardele europene. Iar pe piața aceasta unică europeană înseamnă că ea concurează la nivel egal cu producția care se produce. Da, pe arena europeană. Este un lucru foarte bun. Noi mai avem exemple în Nisporeni. Chiar este Codreanca, vreau zic, întreprindere de care coasă haine aici la Nisporeni. Probabil în Republică mai sunt întreprinderi. Noi nu suntem o țară, vreau zic, din comunitatea europeană, deci suntem în centrul Europei. Dar avem posibilități, încetişorul cu încetişorul, prin aceste întreprinderi, prin aceste investiții serioase făcute aici, vreau să ne apropiem de standardele europene. Avem exemple și în agricultură, avem exemple și în industrie, adică am putea încetişor, vreau, cu investițiile, cu banii veniți din Europa, să facem lucruri frumoase acasă. De ce depinde reușita produselor moldovenești pe piețele europene, domnule Ionel? În primul rând depinde de calitatea produselor. Deci asta este foarte important, deoarece comunitatea europeană, Uniunea Europeană... Cel mai important este calitatea. Trebuie să producem mărfuri produse de calitate. Calitative. Avem aceste exemple de ca alu Bihori și la Codreanca, care de mult funcționează și... Adică, și au pătruns pe piețele europene. Dar avem și alte exemple legate de produsele agricole, produsele noastre autohtone. Asta este mai important, deoarece toată lumea trăiește din export, din volumul exporturilor. Adică aici se fac bani, aici se câștigă țara, câștigă oamenii. Și dacă o să ne bazăm numai pe reexporturi, adică pe cei ce se importă pentru a fi prelucrat și a fi exportat înapoi în Uniunea Europeană, da, este un caz benefic, dar el este temporar. Deci noi trebuie să ne bazăm pe producerea și exporturile produselor noastre autohtone. Dat fiind faptul că suntem o țară agrară, și e declarat și avem o strategie de dezvoltare a agriculturii, deci mizăm pe că totuși agricultura, produsele noastre agricole... Ce ar trebui să producem mai mult pentru deci, export? Pentru export, adică noi avem o experiență pozitivă și la Nisporeni, producătorii noștri, companiile noastre exportă produsele care se produc în Nisporeni. Este vorba de prune uscate, este vorba de vinurile care se produc la Struguraș, care se produc la Maurt, este vorba de nuci, este vorba de produse apicole, este vorba de struguri de masă care sunt tradiționale la noi, la Nisporeni, și chiar în 2015, când a fost dat
un plafon de export pe comunitatea europeană, 40.000 de tone de fructe și vreo 20.000 de tone de struguri de masă, producătorii noștri autohtoni au demonstrat că ei sunt capabili pentru a face exporturi de produse calitative pe piețele europene. Altceva este că în comparații, în fața mea am datele Biroului Național de Statistică, exporturile au diminuat comparativ cu prima jumătate a anului 2015. Din ce cauză? Adică, cauza este, eu să vă zic o chestie, că a scăzut producerea, chiar și reexportul s-a diminuat cu 13,3%. Merge vorba despre produsele care se produc la companiile despre care noi am vorbit astăzi. Dar este vorba, criza financiară, criza bancară a atacat, adică noi, practic, noi nu am mărit producerea ca să avem ce exporta. Noi nu avem ce exporta, de atât așa diminuat exporturile în ultimul timp în Republica Moldova. Deci, vă zic, este furtul miliardului, criza bancară, asta este acel viciu care a atacat toate companiile și economia țării. Eu aici vreau să vorbesc legat, suntem într-un raion agricol, eu mi-aduc aminte că mai este și o altă, o an neajunsă, în afară de banii care avem, noi avem și o mare birocrație în sistemul nostru, vreau să zic că de stat și bancară și mai departe. Prin anii 90 am încercat cu niște colegi de-ai mei să facem o fabrică de producere a sucurilor din fructe și din poamă. Da. La Pașcani lucrau nemții cu românii într-o fabrică de vreo 200 de angajați. Am încercat să facem și noi acest lucru la Nisporin, să vă spun. Oamenii aceia că au venit la Chișinău trei luni, pare mi s-au umbrat pe toate birourile ca să obțină documentele pentru adestidii, autorizațiile necesare, cu părere de rău, au dat de mână și au plecat și au spus cu ăștia ai voștri, nu o putem scoate la cap. S-au dezamăgit și au plecat. Da, pretutindeni, vrea zică mită, dacă nu spune în față, trebuie să dai semnul să pricep. Eu vreau să spun ca prelungire la ceea ce spunea domnul Petru Ionel, că Moldova este un bun exportator de miere în lume. Iată, am găsit niște date referitor la dânsă, vreau zic că Uniunea Europeană, vreau zic că noi punem undeva 35% din mierea care o vindem peste hotare, vreau zic că o ducem în Franța, iar jurul la 24% în Germania. Mai sunt și alte țări care consumă mierea. Este unicul produs animal care, vreau zic că ține de standardele, adică de cerințele europene. Adică este un, dumnealui spunea că în ultimul timp este o scădere, este scăderea anumit dintre cauza că noi nu avem investiții străine, vreau zic că situația asta, vreau zic că bancara care o avem la ora actuală este foarte grea și în cazul de față, vreau zic că pun bețe în roate, hai să vorbim așa cum este, producătorilor. O altă, dumnealui vorbea despre prune, la fel, noi avem prunele uscate, suntem un raion agricol care avem în creștere livezele de prune, dar se necesită anumite investiții, vreau zic, și a trebuit chiar la nivel de țară, la nivel de guvern, să fie luate măsuri pentru ca această ramură să fie dezvoltată pe o cale industrială la nivel european. Calitatea să fie anume acolo ca domnule ca Ionel, care ar fi principalele avantaje ale pieței unice europene? Eu vreau să mai adaug referitor la întrebarea precedentă. Da, că produsele agroalimentare, produsele, adică fructele și legumele, în prima jumătate a anului 2016, comparativ cu anul 2015, s-au redus, adică s-a exportat mai puțin cu 38%. Adică scad exporturile. Una că e lipsa pieței, a doilea că este produsele. Anul acesta au fost accidentate, adică persicul nu s-a exportat, s-a exportat vișina, cireșele care au fost în perioada ploilor și s-a exportat foarte puțin, adică o parte din roadă s-a pierdut. Deci avantajele care sunt? Avantajele în primul rând trebuie să ne conformăm la condiții, la cerințele pieței europeană, europene, adică la concurența pe care o avem pe piața europeană. Și vreau să vă zic că încercările care au fost cu succes, m-am referit adineori la fructe, la legume, la prune uscate, dar înseamnă că
Foarte pe scurt, avantajele pieții unice și apoi luăm legătura cu Chișinăul. În primul rând, calitatea produselor este un avantaj, adică lupta pentru calitate și concurența neloială care este pe piața europeană ne va permite ca noi să ne adoptăm și să ne conformăm la cerințele pieței europene. Asta este cel mai mare avantaj, cel mai important. Da, iar acum vom merge la Chișinău, acolo ne așteaptă domnul Ghelețchi. Domnule Ghelețchi, vă rog să ne spuneți cu ce produse poate concura Republica Moldova pe piața Uniunii Europene și de ce? Pentru ca să determinăm tipul de produse cu care putem concura pe piața Uniunii Europene, trebuie mai întâi să vedem care sunt avantajele noastre ca și țară, ca și economie și ulterior putem să identificăm aceste produse. Dacă vorbim în termeni absoluți, Republica Moldova are câteva avantaje considerabile față de țările Uniunii Europene. Aici vorbim despre brațele de muncă foarte ieftine, care sunt foarte accesibile pentru statele europene și pentru investitorii care vin din statele europene. Mai apoi, noi suntem o țară, deja cum s-a menționat, agricolă. Avem condiții climatice foarte favorabile pentru producerea multor fructe, legume, de calitate foarte, foarte înaltă. În ultimii ani de zile, în mod special, în țările dezvoltate, este un trend spre produse ecologice. Republica Moldova poate să furnizeze aceste produse ecologice datorită condițiilor climaterice pe care le avem, datorită solului bun pe care îl avem și reieșind și din forțele sau brațele ieftine de muncă pe care le avem. În general, noi trebuie să ne focusăm pe produse care necesită lucru foarte mult. Pentru că trebuie să capitalizăm pe faptul că brațele de muncă sunt foarte ieftine. Dacă ne uităm în trecut, în ultimii câțiva ani de zile, atunci preponderent exporturile Republicii Moldova în statele Uniunii Europene țin de regnul vegetal. Undeva 25% din exportul Republicii Moldova țin de regnul vegetal. Apoi avem produse alimentare și băuturi alcoolice, care din nou constituie undeva 15% din importuri, din exporturi, cer scuze. Textilele și echipamentele electrice combinat din nou reprezintă undeva 30% din exporturi. Toate acestea din nou se caracterizează prin faptul că brațele de muncă care sunt necesare pentru contribuția la aceste exporturi sunt relativ ieftine și aceasta este avantajul numărul 1 pe care îl are Republica Moldova față de economiile țărilor Uniunii Europene. Uniunea Europeană este cea mai mare piață unică din lume. Care sunt avantajele de care beneficiază consumatorii și investitorii europeni, domnule Băuroș? Odată intrat în Uniunea Europeană, consumatorul a luat un contact cu ceea ce înseamnă piața unică, așa-i? Potrivit acestui principiu, toți consumatorii beneficiați de îngrijiri medicale sau de orice serviciu ca în altă țară, vreau zic că de rând cu populația care este în țările din Comunitatea Europeană. Legislația europeană, vreau zic că la rândul ei, este în egală măsură pentru toți locuitorii țărilor europene. România este țara care cu 7, dacă nu greșesc, 8 ani în urmă a intrat în Comunitatea Europeană. Vreau zic că toată legislația, vreau zic, care a fost românească, a trebuit să fie pusă în rama legislației europene, care prevalează asupra legislației naționale. O bună parte din lucrătorii, vreau zic, lucrătorii care au emigrat din România în Comunitatea Europeană s-au angajat în câmpul muncii. Deși unii țări, cum este Marea Britanie, Germania, Franța, vreau zic, au dispus de anumite ramuri în care au primit emigranții sau, hai să spunem așa, vreau zic, cetățenii români să lucreze, fie că e vorba de construcție, asistență socială și așa mai departe. Dar vreau zic că nu există între muncitorii, vreau zic, dintr-o țară europeană să fie, vreau zic, constrângeri din partea, vreau zic, dacă muncește în Franța sau lucrează în Germania pentru o țară intrată în Comunitatea Europeană. Pentru noi este mai diferit, fiindcă am avut și o ocazie 8 ani de zile, m-am dus pe o an în străinătate, prin anii 90, am lucrat 8 ani. Și ați văzut cum este. Da, am văzut și am gustat din viața aceasta. Domnul Ionel, aș vrea să-mi spuneți, în ce constau cele 4 libertăți de circulație care definesc piața unică?
În primul rând, aș vrea să mă opresc nu la avantajele, dar la dezavantajele care beneficiază consumatorii din Republica Moldova și investitorii care vor să facă investiții în Republica Moldova. Deci, în primul rând, m-aș oferi la calitatea serviciilor, chiar și cele medicale, chiar și de servire, chiar și cele din construcție. Toate servicii sunt de foarte proastă calitate. Adică de atâta suferim noi, de atâta suferă. Vreau să mă refer la prețurile care sunt la produsele alimentare, care sunt la alte servicii, ele sunt foarte mari comparativ cu Uniunea Europeană. Și în sfârșit la investiții. Deci investitorii străini, adică investițiile sunt în descreștere. Foarte mulți investitori își retrag afacerile din Republica Moldova, deoarece mă refer iar la instabilitate, la faptul politică. Că la politică, la faptul că nu au încredere, au pierdut încrederea în politicul nostru, în politicul moldovenesc, adică nu sunt sigur în ziua de mâine și își retrag investițiile. Își retrag investițiile investitorii particulari, individuali și se trag investițiile programele statale, adică Banca Mondială, Uniunea Europeană, Statele Unite. Da, vă rog să-mi spuneți ce constau cele patru libertăți care definesc piața unică a Uniunii Europene? Ele sunt libera circulație a bunurilor, libera circulație a persoanelor, libera circulație a serviciilor și libera circulație a capitalului. Și sigur că ele poartă un caracter benefic pentru Republica Moldova, pentru locuitorii Republicii Moldova. În primul rând, faptul că deja mărfurile pot să circule liber, adică numai având... De la o țară la alta, fără bariere. Îndeplinind careva criterii, adică cerințele pieței europene, dacă ele sunt calitative, dacă ele sunt acceptate de consumatori din Uniunea Europeană, ele, adică nu este nicio problemă. Nu sunt barierele de hotar, adică conform contractelor încheiate, ele pot circula, pot merge. Vreau să mă refer la libera circulație a persoanelor. Foarte pe scurt. Este un avantaj extraordinar pentru oamenii din Republica Moldova, deoarece au posibilitatea de a merge, de a-și vedea rudele, în primul rând, care sunt în străinătate și care nu pot să vină acasă, de a acumula o experiență în ceea ce privește tehnologii, schimburi de experiență, studii economice. Adică nu mai trebuie viză, nu trebuie să este o metodă simplă, te-ai urcat, te-ai înțeles, ai urcat la avion sau și ai mers și ai văzut și te întorci înapoi cu niște impresii, adică cu niște cunoștință împrospătate și omul informat este cel, deoarece el știe spre ce se întindă și cum să-și dezvolte afacere. Da. Și... Domnule Boroș, de ce are nevoie Republica Moldova pentru a produce mai mult și mai bine? Are nevoie de investiții, în primul rând. Dacă nu avem capital și nu avem bani, nu putem să progresăm. Deci, oricând din alta, aș vrea să spun că avem nevoie de liniște și stabilitate în țară la ora actuală. Pentru că niciun investitor străin nu vine să aducă bani în țară când nu este o claritate și nu este o liniște pe acest sector. Eu, nu știu, aș face o comparație cu 5-6 ani urmă, țin minte când am pornit-o pe drumul acesta european, primii ani 2009-2010, adică simțeam și eu bucurii sufletești și mă gândeam că dacă am să văd și eu cu ochii mei intrarea țării mele în Europa, cu părere de rău, să vă spun sincer, la ora actuală încrederea mea s-a înjumătățit. Adică trag nedelile cu lucrurile lor, se redreseze cu timpul, dar avem nevoie de o liniște, de o stabilitate pentru ca investitorii străini să vină să aducă banul, ca băncile, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, vreau zic, frații noștri români, să elibereze acele credite, fiindcă, cu părere de rău, fiind o republică mică, am ajuns la acea numită stabilitate în ghilimele, când trăim numai din credite.
Eu aș vrea să văd un politician care vine în fața noastră să vorbească despre realizările economice ale Republicii Moldova în ultimii 7-8 ani de zile. Păreri de rău nu se prea auzi pe nimeni, fiindcă se vorbește mai mult despre politică decât... Da, domnule Ionel, dumneavoastră, ce părere aveți? Deci, referitor la sursele financiare sau la alte ceea ce au nevoie, în primul rând este nevoie de utilaj performant pentru a produce un produs mărfuri industriale calitative. Deci au demonstrat faptul că datorită utilajului performant este posibil de a îmbunătăți calitatea produselor mărfurilor industriale pe care noi le exportăm în Europa. Și dacă este vorba despre agricultură, este necesar de a avea tehnologii avansate de producere a produselor agricole. Mă refer la viticultură, pomicultură, legumicultură, pomușoare. Deci acestea sunt culturile cu venit, care pot aduce beneficiu producătorilor și care poate putem ridica cantitatea, adică volumul produselor. Și în a doilea este necesar despre utilaj pentru prelucrare. Au demonstrat-o, adică multe companii mixte cu capital străin care aduc utilaj performant în Moldova pentru producerea sucurilor, altor produse agroalimentare datorită prelucrării la acest utilaj performant. Deci, încă o dată zic, tehnologii performante și utilaj performant pentru prelucrarea produselor agricole. Da, vă mulțumesc. O fabrică de confecții din Comrat a cucerit piața Uniunii Europene. Cum au ajuns aceștia pe piața Uniunii Europene, veți afla din următorul subiect. Fabrica de textile din Comrat funcționează cu succes în autonomie deja 16 ani. Întreprinderea este dotată cu utilaj modern. Aici sunt aplicate cele mai performante tehnologii din domeniul industriei ușoare. În mare parte, fabrica produce confecții pentru dame, rochi, fuste și pantaloni. Тут вы видите две швейные линии, которые находятся, которые оказывают услуги по шитью крупным европейским брендам. Всем очень нравится качество выпускаемой нашей продукции. Предприятие, которое в данный момент мы находимся в Камрате, предприятие, работающее очень качественно. Мы за 16 лет не имеем ни одних комментариев, ни одних претензий к качеству за все это длительное время работы. Sarcina specialiștilor constă în lucrul asupra calității confecțiilor. Le reușește bine, dar recent întreprinderea a început să asimileze o nouă modalitate și emite propriile modele, spune managerul fabricii Ala Arabagi. Новое для нас направление – производство своей продукции. Мы подошли очень серьезно к этому вопросу. И помимо своих моделей мы также разрабатываем и придумываем рисунки для тканей. Мы производим продукцию для женщин в ассортименте платьев, брюк, юбок и блуз. Каждый сезон мы издаем новую коллекцию. Сейчас мы работаем над коллекцией «Весна-лето 2016». La fabrică sunt create condiții optime atât în ceea ce ține de direcțiile de producție, cât și cele de natură internă. Aici muncesc 200 de oameni, nu doar din Comrat, dar și din alte localități ale autonomiei. Croitoresele sunt mulțumite de faptul că au un post de muncă stabil și primesc un salariu pe merit. Ну, если бы я плохо оценивала, я бы столько лет не работала бы здесь уже, не держалась бы. Скажу, что нормально. Коллектив хороший, персонал, все нормально. Întreprinderea mereu tinde spre lărgirea sortimentului de produse, precum și a ariei geografice de realizare a textilelor din Comrat. Наша продукция реализуется в Италии, в Испании, в Голландии, во многих европейских странах. Вы нашу продукцию можете увидеть везде, потому что изделия, которые мы шьем, и бренды, которые работают с нами, они продают свою продукцию во всем мире. Actualmente, fabrica de textile din Comrat este una dintre cele mai de succes din autonomie. Întreprinderea are filiale în orașele Basarabeasca, Vulcănești și în satul Borogani. Produsele sunt exportate, în mare parte, în țările din Uniunea Europeană. Iată, ați văzut cum agenții economici din Comrat au cucerit piața europeană. Cum apreciați dumneavoastră aceste realizări, domnule Băuroș? Eu am văzut un panou în reportajul acesta în care scria, vreau zic, ordine și calitate. Și vreau să pornesc de aici.
În toate întreprinderile serioase din lume, succesul vine atunci când un colectiv în care muncește au ordine și calitatea trebuie să fie la nivelul cerințelor europene. Eu aș vrea să fac o paralelă între fabrica de confecție de la Comrat, care am văzut-o, cu cea de la noi, Codreanca, și aș vrea să spun că sunt în condiții similare. Și Codreanca vinde în Italia producții și în alte țări din lume. Deci se poate, vreau să spun, și în condițiile noastre, cu oamenii noștri, cu posibilitățile noastre, cu forțele noastre de muncă, se poate făcut lucruri frumoase. Adică avem nevoie de investiții și tehnologii înaintate. Da, iar acum vom merge la Chișinău. Domnule Ghilețchi, cum pot fi ajutați producătorii din Moldova pentru a se alinia la standardele europene? În primul rând, cum deja s-a menționat în studio, este important ca în Republica Moldova să fie stabilitate atât din perspectivă politică, cât și din perspectivă economică. Ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar din Republica Moldova, de la pierderile de fonduri, au dus la o creștere semnificativă a ratei de finanțare sau rata creditului bancar s-a scumpit foarte mult. Acest lucru a pus o presiune enormă pe antreprenorii din Republica Moldova, atât importatorii, exportatorii, și prin urmare nu doar exporturile au suferit din Republica Moldova, importurile au suferit, a suferit puterea de cumpărare a cetățenilor Republicii Moldova și așa mai departe. Prin urmare, în primul rând, felul cum statul poate să contribuie la creșterea exporturilor și la susținerea antreprenorilor din Republica Moldova este prin asigurarea acestei stabilități economice. În continuare, dacă vorbim despre anumite produse specifice, precum sunt produsele agroalimentare, există foarte multe standarde europene care trebuie transpuse în legislația națională. Actualmente au fost transpuse deja peste 10.000 de standarde. Și aceasta reprezintă doar 40%, din toate standardele care se întâlnesc pe piața Uniunii Europene. Atunci când statul va face lucrul acesta și mai rapid și într-un mod mai eficient, va comunica cetățenilor țării, va comunica antreprenorilor din Republica Moldova care doresc să-și exporte produsele în statele europene, care sunt aceste standarde, cum se implementează aceste standarde, acest lucru inevitabil va susține exporturile care vor proveni din Republica Moldova. Totodată, dacă vorbim din nou despre produsele agroalimentare, este foarte important de menționat faptul că sunt o serie de produse care nu pot fi exportate pe piața Uniunii Europene decât dacă trec anumite testări. Dacă vorbim despre carne, europenii nu acceptă carne decât dacă aceasta trece toate testele și toate standardele, pentru că ei astfel vor să-și asigură securitatea alimentară. În Republica Moldova sunt prea puține laboratoare care pot fi puse la dispoziția cetățenilor. În anii precedenți, noi nu am exportat o serie de produse deloc pe piața Uniunii Europene, anume din cauza că fie antreprenorii nu cunosc care sunt aceste standarde, fie că ei nu au capacitatea să-și testeze produsele pe care le au ei, ca astfel să-și primească certificatul cu care să poată ajunge pe piața Uniunii Europene. Și un alt gând sau o altă politică care trebuie să vină din partea statului atunci când vorbim despre antreprenori și exportatori ține de crearea unui mediu prielnic pentru asociere. Care agricultor sau care antreprenor din Republica Moldova care are 2-3 angajați, care produce o tonă de roșii pe an, să spunem, va putea să-și exporte produsul în Uniunea Europeană și să concureze cu companiile acestea foarte mari care au capacități foarte înalte de producere? Noi trebuie ca și stat să creăm un mediu prielnic unde antreprenorii să se asocieze în felurite organizații, asociații, pentru că aceasta le va da lor o putere mai mare de negociere cu partenerii din statele europene. Aceasta totodată le va da capacitatea ca ei să poată să furnizeze un șir de produse în cantități după cum solicită partenerii europeni. Acestea ar fi câteva dintre politicile pe care statul ar putea să le facă pentru susținerea antreprenorilor și exportatorilor din Republica Moldova.
Vă mulțumesc, domnule Ghilețchi. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți cu ce produse s-a remarcat Republica Moldova pe piața europeană în ultimii 2 ani. După cum am menționat pe scurt deja, este vorba despre produsele agroalimentare, este vorba despre produsele textile, am văzut și din reportajele video acest fapt, și este vorba despre echipamentele electrice. Aici este important de menționat că sunt două tipuri de produse sau două categorii. O categorie ține de mărfurile care sunt reexportate. Cu alte cuvinte, se aduce materia primă, de regulă în zonele economice libere, se creează un produs și produsul acesta este exportat înapoi în statele Uniunii Europene. Acest fapt se realizează din cauza forței de muncă care este mai ieftină în Republica Moldova. Și deși nu este rău în sine, valoarea adăugată acestor produse pentru economia locală nu este atât de mare. Valoarea adăugată mare vine din produsele care sunt autentice sau care se produc de la început până la capăt în Republica Moldova. Dacă ar fi să evidențiem câteva dintre produsele specifice, atunci cu siguranță putem să vorbim despre industria vinicolă, vinurile Republicii Moldova, cu ajutorul și cu susținerea multor proiecte internaționale, cu susținerea statului, și-au creat un nume bun pe piața europeană și se vând în cantități destul de mari. Totodată, noi mai avem și un istoric foarte lung ca țară de producere vinului. Acesta, din nou, este un avantaj pentru noi. Dacă ar fi să ne uităm la produsele care s-au exportat în cantități mari anul trecut, spre exemplu, din nou o să vedem că în top se situează produsele agroalimentare. Uniunea Europeană, prin acordul de asociere, impune anumite cote Republicii Moldova. Dacă Republica Moldova depășește aceste cote, atunci aceasta înseamnă că produsele se vând în cantități mari. Aici putem să subliniem grâul. Noi am depășit cota de 2,5 ori. Anul trecut am exportat 180 de tone de grâu. Cereale, porumbul, orzul, strugurile de masă, după cum deja a menționat domnul Ionel, și așa mai departe. Dar preponderent sunt produsele din industria agroalimentară și produsele din industria textilă și echipamentele electrice. Vă mulțumesc, domnule Ghilețchi. Colegii de la TV Euronova din Ungheni au aflat de la cetățeni care este deosebirea dintre mărfurile moldovenești și cele europene. Ce cred oamenii, veți afla din următorul subiect. În opinia dumneavoastră, care este diferența dintre mărfurile moldovenești și cele europene? Păi nu cred că există o diferență foarte mare. Poate ar ține doar de tehnologiile care sunt utilizate în producerea vânselor. Iar în rest, nu cred că există deosebire. Doar la felul cum arată și poate la felul în ce condiții sunt crescute și ce produse sunt folosite pentru a le produce. Aș presupune că mărfurile europene sunt puțin mai calitative decât cele moldovenești, din cauza că produsele moldovenești încă nu au acea... producătorii moldoveni nu au încă acea experiență necesară. Care e diferența dintre produsele moldovenești și cele europene? Ambalarea. Ambalajul e mai bun acolo. La noi încă chestiunile astea nu e dezvoltat la noi chestiunea asta. Știm a crește, dar nu știm a le ambala, cum să cade. În opinia asta, ce le lipsește produselor moldovenești comparativ cu cele europene? Cred că standardizarea. Până ajunge la calitatea celor a Uniunii Europene, producătorii autohtoni trebuie să mai crească puțin. Nu, ca de obicei, lipsește fața de produs ca să fie plăcut și la ochi, și la vedere, și la pipăit. Bine, dacă calitatea lor, putem spune că e mai bună, ele nu sunt competitive față cele europene, fiindcă la fel cum arată ele, poate rămân în urmă față de produsele din Uniunea Europeană. Ce ar trebui de îmbunătățit în produsele moldovenești ca să ajungă la standarde europene? Tehnică modernă, în primul rând, într-a doilea, oamenii trebuie pregătiți pentru a ști
toate tehnologiile care sunt în agricultură, în viticultură, pomicultură. Deci și noi nu putem încă să fim la nivel cu dânsul. Ei cu ani au venit la sistema asta, dar la noi abia nu vedem noi ce a Europei și a nostru. Cum trebuie de îmbunătățit produsele moldovenești ca să ajungă la standarde europene? Eu cred că prin atragerea diferitelor proiecte europene avem posibilitatea să le creștem în alte condiții și astfel, evident, vom avea și un alt fel de produs. Producătorii autohtoni ar trebui să înțeleagă că pentru a putea fi competitiv pe piața europeană, ei ar trebui să ajungă la acele standarde de care au nevoie piața externă. Iată, ați văzut și opinia oamenilor de la Ungheni. Ei spun că produsele europene sunt mai bune și mai calitative, mai avem de lucrat. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Băuroș? Părerea, eu sunt de acord cu toate opiniile care le-au exprimat concetățenii noștri din raionul Ungheni și anume este vorba despre tehnologiile înaintate. Este nevoie de investiții, de bani. Eu mi-aduc aminte, eram în Serenătate, aveam niște prieteni la lucrau la țară și era pe luna, pare mi se, luna august, într-o livadă mare de miere și când am intrat, când ne-am uitat jos, luai cu lopata mierele, iar pe ramuri rămâneau două, trei miere. Și ne-am pus întrebarea de ce. Nu ne-am deprins să vindem producția agricolă cu lada sau cu un vas încă și mai mare decât lada, pe când în străinătate producția se ambalează în forme special, adică se pune accentul pe gust și pe calitate. Domnule Ionel, dumneavoastră, ce părere aveți despre calitatea produselor moldovenești în comparație cu cele europene? Deci a fost menționat și de cetățenii de la Ungheni, a fost menționat și de domnul Ghilețchi că avem niște produse cu calitate gustativă extraordinară. Adică cea mai bună, crescute pe solurile bune, cu climat foarte favorabil pentru dezvoltarea culturilor, care acumulează multă, multă energie solară și alte chestii, adică o calitate gustativă extraordinar de bună. În schimb, noi, produsele noastre au un aspect exterior, așa, să zicem, neconfortabil sau care lasă de dorit încă. Mă refer în primul rând la ambalaj. La ambalaj, la felul de a demonstra, de a pune produsul în fața consumatorilor să aibă un aspect bun. Deci, în primul rând, a doilea rând, ne trebuiește promovarea produselor. Lasă foarte mult de dorit, adică dacă chiar și exportăm, deci nu este niciun material alături care să-l promoveze, să-l descrie și ca el să fie cunoscut de consumatorii din comunitatea europeană. Și, în primul rând, o bunătățire ar avea asocierea producătorilor agricole pentru a crea loturi mari de producție, pentru a crea un produs omogen, a cultiva un produs omogen și a-l pune pe piață și deci refer și la loturi europeană. Și la loturi mari ca pe o perioadă de timp să putem aproviziona, să putem pune produsele consumatorilor pe piața europeană. Vreau să vă dau un exemplu, aflându-mă în America, în vizită la copii la Chicago, deci am întâlnit vinurile moldovenești produse de compania Maurt, dar din produse la fabrica de vinuri din Nisporeni, care ei o au în proprietate și când le-am arătat colegilor din America, uitați-vă ce produs, adică vinul produs pe meleagurile nisporenene și vă zic că era un colecționar de vinuri, avea sticle, gustând vinul acesta a rămas foarte impresionat, adică era incomparabil cu alte vinuri chiar și din comunitatea europeană și din alte țări, Italia, Spania, cu tradiții tot vechi în producerea vinurilor. Deci, avem cu ce concura. Avem cu ce concura. Eu vă mulțumesc, chiar acum vom merge din nou la Chișinău. Domnule Ghilețchi, vă rog să-mi spuneți câți ani ar trebui economiei moldovenești să ajungă competitivă și ce ar trebui să facă agenții economici din Moldova ca să ajungă pe piața Uniunii Europene? Este greu să răspund la întrebarea câți ani are nevoie Republica Moldova ca produsele ei să fie competitive, fiindcă deja, după cum am văzut și din discuția de astăzi, din videourile pe care le-am văzut, sunt o serie de produse la care noi suntem foarte competitivi.
chiar mai competitivi ca multe țări europene, alte țări din regiune care concurează să intre pe spațiul european. De aceea mi-ar fi greu să dau o cifră în termeni absoluți. Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană însă prevede un termen de implementare a standardelor între 1 și 10 ani de zile. Probabil că dacă noi, ca stat, vom implementa acordul de asociere în termenele care ne-am propus, cu alte cuvinte, dacă noi în 10 ani de zile transpunem peste 350 de directive, implementăm peste 25.000 de standarde, probabil o să putem să spunem la sfârșitul acestor 10 ani de zile că suntem destul de competitivi pe toate aspectele orizontale care țin de acordul de asociere. Ce trebuie să facă antreprenorul moldovean pentru ca să fie competitiv pe piața europeană? Pe lângă lucrurile pe care le-au menționat deja colegii din studio, aș vrea să menționez faptul că antreprenorului moldovean îi lipsește inițiativa. Pentru ca să vină investiții în Republica Moldova, tu trebuie să creezi atracție pentru aceste investiții. Exact la fel cum dacă dorim să vindem mărul la magazin, trebuie să-l ambalăm în ceva frumos, același lucru trebuie să facă și fermierii moldoveni care au nevoie de investiții pentru tehnologii. Noi trebuie să ieșim din tiparul nostru, noi trebuie să ieșim din Republica Moldova, să mergem, cum s-a menționat deja, astăzi te sui în avion, timp de 2 ore ești în oricare capitală europeană. Să mergem la expozițiile acestea de afaceri, unde putem să găsim potențiali parteneri, unde putem să găsim investitori care să vină în Republica Moldova să investească pentru dezvoltarea afacerilor noastre, ceea ce în rezultat va duce la sporirea exporturilor. Și nu în ultimul rând, cu riscul de a mă repeta deja, este nevoie ca noi să ne asociem antreprenorii și oamenii de afaceri care au aceleași interese, care activează în același domeniu. Ei trebuie să se asocieze pentru ca să-și crească atât puterea de negociere cu partenerii europeni, cât și capacitatea de livrare a produsului către acești parteneri europeni. Câteva zile în urmă am aflat că în Republica Moldova, de exemplu, există 3 asociații de apicultori. Pentru ce într-o țară atât de mică ca și Republica Moldova, noi avem nevoie de tocmai 3 asociații de apicultori? Oare nu pot mai mulți sau toți apicultorii din Republica Moldova să-și unească forțele pentru promovarea produsului lor la nivel european la o scară mult mai largă și cu o putere de livrare a produsului mult mai largă decât ar fi să livreze un singur apicultor? Acestea ar fi câteva sfaturi sau câteva nevoi pe care eu le văd față de antreprenorii din Republica Moldova. Inițiativă și asociere. Și cu ajutorul statului, odată cu transpunerea standardelor, probabil într-o perioadă de 10 ani de zile, dacă vom merge într-un ritm accelerat, o să putem să ajungem să fim competitivi pe foarte multe domenii cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Ghelețchi. O companie din Ucraina produce bărci moderne. Bărcile sunt vândute în toată lumea. Iar compania concurează nu doar cu branduri europene, dar și cu cele mondiale. Mai multe detalii veți afla din următorul reportaj. De mai bine de 10 ani, aici se produc bărci gonflabile moderne de o calitate înaltă. La întreprinderea Grand Marine, amplasată în apropierea orașului Harkov, muncesc 130 de persoane. Tatiana Merculova s-a născut în Lugansk. Ea a călătorit prin lumea întreagă pentru a face publicitate produselor sale. Это продукт, который в Украине многие, когда видят наш каталог, говорят, не может быть, чтобы это было сделано в Украине. И по Украине мы продаем всего лишь 2% лодок, 98% лодок мы продаем по всему миру. Это гордость за страну, гордость за людей, которые в наше время в таких условиях могут производить качественный продукт, который конкурирует с европейскими брендами, мировыми брендами. Компания импортует multe piese din Uniunea Europeană. Tatiana consideră că odată cu crearea zonei de liber schimb vor apărea beneficii simțitoare.
Мы надеемся на то, что снимутся пошлины в скором времени. Пошлины на комплектующие, которые мы завозим для производства лодок. Если высокие пошлины на импортные товары, соответственно, у нас неконкурентоспособная будет цена для европейских рынков. Harkov de mult a devenit centrul științific și industrial al Ucrainei. Multor locuitori din această zonă le e frică de faptul că acordul cu Uniunea Europeană ar putea duce la închiderea întreprinderilor. Alții însă văd în asta posibilitatea de a moderniza companiile neprofitabile și de a începe lupta pentru noile piețe. Выход на большой рынок, где очень много конкурентов, тебя это хорошо. Потому что это заставляет работать над собой вот, и сделать продукт лучше или отличный от того, что уже есть на рынке. За прошлый год мы выросли на 30%, вот в этом году мы хотим вырасти тоже на такой же процент. Autoritățile locale ajută companiile să se adapteze standardelor de producere valabile în UE. Acesta insistă asupra diversificării listei de clienți. Торговая война с Россией достаточно больно ударила по нашему экспортному потенциалу. Поэтому мы все больше убеждаемся, что будущее все-таки за диверсификацией рынков, что нужно ориентироваться на надежных европейских партнеров. Мы можем быть полноценными партнерами. Когда жители Харьковской области увидят результаты этого партнерства, я думаю, что двух мнений уже быть на эту тему не должно. Iată, ați văzut cum ucrainenii au cucerit nu doar piața europeană, dar ei concurează și cu branduri mondiale. Cum apreciați dumneavoastră aceste realizări și când credeți că agenții economici din Moldova vor atinge acest nivel? Domnule Băuroș. Eu am văzut viața aceasta. Domnul Ionel a fost la Statele Americii, am fost mai mulți ani în Europa și vreau să spun că, exact cum spunea cu domnul Ghelețchi, trebuie să găsim mai mulți oameni care, adică trebuie să se asocieze mai mulți oameni împreună pentru, fie că e vorba de agricultură, fie că e vorba de industrie texticolă sau altă industrie, vreau să zic, sau altă ramură a economiei, pentru a avea un volum mare de producție și de a ieși pe piața europeană, adică cu o calitate mai... Acolo unde avem parcelarea aceasta a pământului, care o avem la ora actuală, e foarte greu de obținut o calitate bună a producției. Iată aici, chiar și în reportajul care l-am văzut noi, este nevoie de o legătură între noi și comunitatea europeană, între țara noastră, alte țări, alte orașe. Domnule Ionel, foarte pe scurt, sunt pregătiți antreprenorii noștri să profite din plin de beneficiile oferite de Uniunea Europeană? La sigur că da. După cum au menționat domnii care construiesc bărci în Ucraina, tot așa și companiile noastre, producătorii noștri autohtoni moldoveni, importă foarte mult utilaj pentru depozitele frigorifice, pentru uscătoriile de prune, utilaj din Europa, care este foarte performant și datorită acestui utilaj, datorită acestei experiențe, adică ei au posibilitatea de a produce un produs calitativ. Este vorba de integrare în economia Uniunii Europene prin importurile de utilaj pe care noi nu îl avem în prezent în Republica Moldova. Și vreau să mă refer puțin referitor la standardele europene. Deci, despre cum pot fi ajutați producătorii din Moldova. În primul rând, o problemă pentru producătorii din Moldova referitor la standardele europene, referitor la piața europeană, este faptul că nu o cunosc, nu știu care sunt cerințele, nu știu față de calitate, adică față de produsele care sunt solicitate pe piața europeană. De aceea, noi, ca prestatori de servicii, în fiecare an, dar dacă este vorba și de 2-3 ori pe an, organizăm instruiri cu producătorii noștri, cu exportatorii noștri din regiune, referitor la standardele europene, unde sunt invitați specialiști din nivel național, cu cunoștințe în cauză și care cu plăcere împărtășesc aceste cunoștințe și vreau să zic că a crescut interesul față de aceste instruiri a producătorilor noștri. Eu vă mulțumesc că am ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. De asemenea, îi mulțumesc și invitatului de la Chișinău. Uniunea Europeană este cea mai mare piață unică din lume, de aceea este important să beneficiem de toate avantajele pieței unice. Eu vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți pe canal regional. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim.
Să ne implicăm ori să așteptăm. Noi alegem. Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă.